Haideți să facem liniște și să lăudăm pe Dumnezeu cu cântarea de sub numărul 581. Cântarea 581. Ești obosit și în suflet apăsat, spune lui Iisus. Ești trist ca lumii plăceri te-au lăsat, spune lui Iisus. Ești obosit și în suflet apăsat, spune lui Iisus, spune lui Iisus. Ești trist ca lumii plăceri te-au lăsat, spune lui Iisus singur. Spune lui Iisus, spune lui Iisus, El e prietenul cel bun. Nu găsești mai bun prieten sau frate, spune lui Iisus singur. De sub numărul 23 și versetul 4 spune așa: chiar dacă ar fi să umblu prin valea umblei morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umblei morții, nu mă tem. E un lucru mare să nu ne temem și de multe ori când trecem prin valea umblei morții ne îngrijorăm și avem temeri, ne temem, dar Dumnezeu în seara aceasta vrea prin psalmistul să ne spună: nu te teme. Nu te teme, că Dumnezeu este aici. În Isaia 41 cu versetul 10 spune așa: nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, că eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, eu totuși vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este aici, de aceea în seara aceasta fiecare am alergat la casa Domnului cu dorința sfântă
să ne întâlnim cu El și să stăm de vorbă cu El, pentru că suntem la ora de rugăciune. Dumnezeu promite să fie cu tine. Este același, ieri, azi și în veci, și Dumnezeu promite să fie cu tine. A fost cu noi întotdeauna și este cu noi. Nu te teme, pentru că Dumnezeu are grijă de tine. Dumnezeu are grijă de tine și la Matei, capitolul 10, versetul 30, cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați, deci nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbie. Noi suntem mai de preț în ochii lui Dumnezeu ca oricine. De aceea, în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu și psalmistul ne îndeamnă să nu ne temem. Nu te teme, pentru că tu stai... Nu te teme, pentru că, așa cum spune la Matei, capitolul 28, cu versetul 5, dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, căci voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. În seara aceasta Dumnezeu ne spune să nu ne temem, pentru că El este viu și este viu în vecii vecilor. Și cântarea pe care o cântăm noi de atâtea ori spune, știind că e viu, poți învinge teama. De aceea, în seara aceasta, vrem să învingem teama, pentru că știm că Dumnezeu nostru este viu. Și pentru că suntem la ora de rugăciune, aș vrea să venim înaintea Domnului și să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute că atunci când trecem prin încercări, prin greutăți, să ne punem încrederea în El, să nu ne temem și noi credem că vom fi biruitori împreună cu El. Și apoi vrem să ne rugăm pentru Dana Arcan. Mâine la ora 11 va avea o intervenție chirurgicală. Apoi să ne rugăm pentru Isabel și Sabrina și pentru Jeff din California, care va avea mici intervenții chirurgicale. Ne vom ridica și împreună cu partea fraților și surorilor ne închinăm Domnului. Doamne, mulțumim pentru harul prezenței tale și mulțumim pentru că prin Duhul Tău cel Sfânt ești cu noi în această seară. Amin. Mulțumim pentru cuvântul pe care l-ai pus pe inima fratelui Mihai să ne împărtășească. Și ne transmiți, Doamne, și în această seară, să nu ne temem. Cu adevărat, Doamne, te rugăm să ne întărești în credință. Mijlocim în mod deosebit pentru sora Dana Arcan, care mâine va avea ultima operație. Doamne, te rugăm să dai tu înțelepciune medicilor, iar pe ea să o întărești și să-i dai de plină încredere în tine. Cât despre nepoatele care au fost amintite și Jeff, îndurarea ta să fie și peste ei. Și numele Domnului te-am rugat. Amin. Amin. Te rog, Doamne, să îi mângâi, să întărești, să întărești credința, Doamne, iar nouă. Dă-ne putere să nu continuăm să ne rugăm pentru ei. Îți mulțumesc pentru că și în această seară ne vei vorbi prin cuvântul Tău, pentru că dorim ca numele Tău să fie slăvit în acest loc. Amin. Amin.
Mulțumesc și Doamne pentru cuvintele de încurajare care mi-a dat în această seară. Și mă rog ca să nu fie frică și să nu mă tem, să nu mă îngrijorez, pentru că Tu ești cu mine, Tu ești Dumnezeul meu. Și îți mulțumesc, Doamne, pentru că vrei să lucrezi în viața mea aceste lucruri și îți mulțumesc, Doamne, că vrei să arunc asupra Ta toate îngrijorările mele. Ne cuvintez în această seară, Te rugăm și cuvântul Tău și ca să primim ca de la Tine și ajută-ne nu numai ca să fim ascultători, să fim și împlinitori ai cuvântului Tău. Amin. Amin. Tată, venim cu mulțumire înaintea Ta și mai întâi de toate îți mulțumesc pentru viață, sănătate, ca să mă bucur și în casa Ta și în data aceasta. Doamne, Te rog să binecuvintezi și pe cei care lipsesc, Doamne, fiecare în parte, ai milă de sora Acan, Doamne, Doamne, să-și meargă, Doamne Iisus, să meargă la doctor, Doamne, Te rugăm și pentru mama lui, fratele meu, Mircea Moț, ai milă de ea, Doamne, ea este singură, Doamne, de fapt, ai milă, Doamne, dorieți-i sănătate și mai mire. Te rugăm, Doamne, și pe toți care sunt amintiți, ai milă de fiecare, Doamne, îți mulțumim că și Tu conduci viața noastră pe acest Sfânt Cuvânt. Slavă Ție pentru toate, întotdeauna și în veci. Amin. Doamne, îți mulțumim și eu că Tu ești răspunsul la toate problemele noastre, Doamne. Ne vizuim pe Tine și ne încredem în Tine, Doamne. Iar când credința noastră șovăiește, ajută-ne credinței noastre și întărește-ne, Doamne. Vorbește-ne și în seara aceasta, în cuvântul Tău. Și îți mulțumesc că ne-a spus că te rugăm în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Și eu vreau să-ți mulțumesc, Doamne, pentru că ești pastorul meu și ajutorul meu. Îți mulțumim că suntem în casa Ta în această seară, de aceea te rugăm ca Tu să ne vorbești. Și te rog să te îndrumi pe cei care trec prin marea înălțime. Acum, te rugăm ca Tu să întărești și să mă iubești și să dai pentru izbăvire după buna Ta mână. Amin. Amin. Mulțumesc, Doamne, Tată, că Tu ai biruit moartea și ești biruit în veci și știm că dacă ne credem în Tine și noi vom fi biruitori în Tine. Ajută-ne, Doamne, să ne bazăm pe promisiunile Tale și să ne credem în Tine fiecare zi. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru cuvintele de încurajare și să ne spus că ești cu noi. Trecem prin valea unde emoții, te rugăm să fii cu cei care sunt în suferință. Mâine cu Sora Arcan să dai putere, credință și vindecare și ajută-ne să fim conștienți că Tu ești cu noi în orice situație. Amin. Amin. Îți mulțumesc, Mărturie, pentru care te dirigezi. Mulțumesc că ești nădejdea noastră, că ești mângherea noastră. Te rog să faci bine de cei care sunt bolnavi, să ne rugăm pe oamenii. Te rog să binecuvântezi Domnul Tău putere. Amin. Să ajută-ne mai noi să împlinim cuvântul Tău. Și te rugăm toate ce să avem și pentru Dumnezeu, Domnul nostru, Hristos, amin. Venim și primele ce se învață pe Domnul și îți mulțumim pentru că ne-ai lăsat în viață și cu slavă. Și în seara aceasta putem să schimb în casa ta, să stăm cu Domnul cu Tine. Îți mulțumim că ești cu Domnul. Slavă. Să ne mai niciodată singur. Deci mulțumim, Domnul Iisus, pentru că te avem pe Tine, Doamne, și cu Tine putem să mergem înainte. Slavă. Amin. Te slăbești și
Te rog și eu din suflet să binecuvântezi biserica toată asta. Să faci ca lucrarea Duhului Tău ce-a spus să fie simțită. Te rog frații să adună numele Tău. Te rog să binecuvântezi pe fiecare copil al Tău, Doamne. Și în seara aceasta a găsit cu care să vină casa ta, Doamne. Te rugăm să te îndur de frații noștri care poate ar fi dorit să fie aici și să nu cumpărăm suferință. Te rugăm să te atingi de ei, mă deosebit, mă rog și pentru sora ta, să fii cu mâna doctorilor și crede, Doamne, că de la tine primim ajutorul și îți mulțumim pentru tot ce vei lucra. Slăvit să fie numele Tău pentru dragostea ta cu care ne plăcești în fiecare zi. Amin. Amin. Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Haideți să mai lăudăm pe Dumnezeu cu cântarea de sub numărul 588. Ce împărtășire, ce bucurie când mă las pe brațul Domnului, ce fericire, pace în mine când mă las pe brațul Domnului. Ce împărtășire, ce bucurie, Părintelui, Iisus.
și în această seară spunem slăvit să fie Domnul. Anunțurile doresc ca să înceapă prin a saluta cu toată dragostea pe toți oaspeții Bisericii New Life. Și când mi-am structurat puțin, am schițat anunțurile, am făcut lucrul acesta prin credință. Deci mai spun încă o dată, salutăm cu toată dragostea pe toți oaspeții Bisericii New Life. Nu știam care vor fi, dar Dumnezeu ne-a binecuvântat cu trei familii scumpe care ne vizitează și doresc ca să le salut cu toată dragostea în numele Domnului. Familia Buiciuc, Ionuț și Rebecca și fiicele lor Brittany și Kathleen sunt cu noi, sunt copiii fratelui pastor Ghiță Moțoc și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. De asemenea, salutăm cu toată dragostea familia fratelui Rață Ghiță și sora Maria, tot din California, și Domnul să-i binecuvinteze. De asemenea, împreună cu dânsii, prima dată ne vizitează la Biserica New Life și familia fratelui Ghiță Raț și cu sora Rodica și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Anunțul nădăjduiam să-l fac și l-am făcut prin credință. Și Dumnezeu ne-a răspuns mai mult decât ne-am gândit prin aceste trei familii scumpe care ne vizitează. Și alții știu că ați venit din Texas, îndurarea Domnului să vă însoțească și cu siguranță ați avut un timp binecuvântat acolo în părtășie cu frățietatea și cu rudele pe care le aveți. Două sunt anunțurile pentru adunare. Duminică după masă, prin ajutorul Domnului, ne va vizita un frate misionar din India și va predica Cuvântul Sfânt. A mai fost la adunare, s-a luat după o familie din biserică, deci efectiv mergea pe strada aceasta, pe 63 Avenue, și văzând că se duc creștinii duminică seara la închinare, Domnul i-a pus pe inimă să vină și duminica viitoare dânsul va fi din nou cu noi în vestirea Cuvântului Sfânt. De asemenea, cina Domnului în luna septembrie va fi servită în a doua duminică dimineața, respectiv pe septembrie 9. Până la acea dată, cei care doriți să deveniți membri la Biserica New Life puteți completa cererile și să le dați la unul din frații din echipa de slujire. După cina Domnului din septembrie 9, se va servi masa la biserică pentru cei care doresc să devină membri ai bisericii, iar apoi, pentru aproximativ 2 ore, se vor preda cursurile de membralitate. Anunțul acesta o să fie făcut și duminică și cealaltă duminică. Deci cei care aveți dorința, pe lângă cei care ați fost în prima șarjă, în prima tură, considerați aceasta pentru duminica din septembrie 9. Fie ca bunul Dumnezeu să ne întărească, să ne dea har în împărtășia în jurul cuvântului și în această seară. Și dacă fratele Ghiță Rață are o cântare pregătită spre slava Domnului, îi dăm locul. În primul rând vreau să vă duc salutul bisericii din Colton, unde am vorbit cu fratele Charles și m-am putâncit să vă duc salutul lui, plin de dragoste și de iubire, care se găsește în 1 Cronici, capitolul 17, versetul 27. Binecuvintează dar casa robului tău ca să rămână pe vecie înaintea ta, căci ce binecuvintezi tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Amin. Și acum vreau să cânt o cântare. Salvatorului din
ce m-a salvat, plătind păcatul greu. Te voi păstra în suflet pe vecie, căci dragostea ești tu, Domnul meu. Chiar de nu pot înțelege totdeauna voia ta, știu că-n viața mea lucrez din dragoste. Vreau să vadă toți în mine chipul blând și iubitor, ca un tată plin de dragoste și dor. Iubirea ta izvor de mântuire, ce m-a salvat, plătind păcatul greu. Te voi păstra în suflet pe vecie, căci dragostea ești tu, Domnul meu. Haideți acum să ne ridicăm cu întreaga adunare și vom continua studiul biblic legat de rugăciune, viața de rugăciune, și vom citi în această seară ultimele cuvinte din cartea Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 22, vom citi de la versetul 17 la 21. După citirea Cuvântului Sfânt prin fratele Ghiță Raț, să cerem binecuvântarea peste cuvânt, peste servul său și peste întreaga adunare. Cuvântul Scripturii mărturisește: și Duhul și Mireasa zic, vino, și cine aude să zică, vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Amin. Să ne rugăm Domnului. Slavă ție, Doamne! Doamne, pentru că îndurarea ta cea mare, te poți de grijă fiecare. Mulțumim, Doamne! Doamne, că datorită dragostei tale, suntem în seara aceasta, în locul acesta. Mărturisim aceasta, Doamne! Doamne, mulți poate ar fi dorit să fie într-un loc ca acesta și sunt poate țintuiți în patru. Îndură-te, Doamne, te rugăm. Doamne, ajută-ne să nu încetăm, ați mulțumit pentru că ne dai sănătate fiecare zi. Slavă-ți, Doamne! Doamne, mulțumesc pentru că ești prezent în locul acesta. Mulțumim, Doamne! Doamne, te rog să binecuvântezi cuvântul ca să ajungi. Îndură-te, Doamne, te rugăm. Inspiră pe fratele Mircea, Doamne, să vestească cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, îndură-te, Doamne. Doamne, trăim și noi zile din urmă, zilele apocaliptice. Doamne, ajută-ne să ne pregătim pentru ce te rugăm, rugăm să te îndur, Doamne, te rugăm. Și spunem și noi, ca și cuvântul din finalul cărții acestea, Biblia, vino, Doamne Iisuse, vino. Amin, îndură. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Și în această seară mărturisim că Iisus Hristos este Domnul.
Suntem la părtășie în jurul Cuvântului Sfânt și vom continua meditația din Scripturi legată de viața de rugăciune. Joia trecută, prin ajutorul Domnului, am văzut ce înseamnă să ne rugăm concret prin cele trei legi ale rugăciunii. Prima lege a rugăciunii: trebuie să ne rugăm în numele Domnului Isus. Apoi să ne rugăm cu credință, și data trecută am insistat pentru a ne da Bunul Dumnezeu putere și duh de rugăciune să ne rugăm concret. Rugăciunea este cea mai mare concentrare în Dumnezeu și lucrarea sa. Și am văzut că mari oameni rugăciuni întotdeauna au avut un subiect și o cauză. V-am provocat să citiți la rugăciunea lui Moise din Exod 33, ca să vedeți ce a însemnat rugăciunea concretă din partea lui Moise. Tonul acelei rugăciuni a lui Moise, chiar dacă a fost într-o situație dramatică, e total lipsit de egoism. Apoi am văzut argumentele pe care Moise le-a adus înaintea lui Dumnezeu, cele patru argumente. El a spus: Doamne, oamenii aceștia reprezintă poporul Tău. Al doilea argument: Dumnezeu a avut grijă de ei izbăvindu-i din Egipt. Și textele biblice sunt acolo. Al treilea argument e că egiptenii ar jubila dacă Dumnezeu le-ar face izraeliților ceea ce n-au reușit ei să le facă. Cu alte cuvinte, israeliții au vrut să-i nimicească pe evrei în frunte cu faraon. Și acum ce s-ar întâmpla dacă egiptenii ar auzi că însuși Dumnezeul lor i-a nimicit undeva în pustie? Moise își aduce argumentul al treilea. De ce, Doamne, ei, vrășmașii Tăi, să jubileze de bucurie? Pentru ce să zică egiptenii: spre nenorocirea lor i-a scos ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului? Al patrulea argument pe care Moise l-a adus înaintea lui Dumnezeu, și acesta e ultimul, dar e deosebit de puternic: Dumnezeu trebuie să rămână credincios legămintelor pe care le-a încheiat cu patriarhii. Și am citit atunci textul acela biblic. Cum s-o fi rugat Moise? Proșternut la pământ, cu mâinile ridicate, cu vocea tremurândă, într-o ebraică elevată, mai mult cu suspinele inimii, dar când Moise, în acea situație de criză, a spus lui Dumnezeu: adu-ți aminte, Jehova, de Avraam, de Isaac și de Israel, robii Tăi. Ce argument puternic a avut Moise în rugăciune! N-au fost postate răspunsurile joia trecută, dar le-am amintit. Știți cum a răspuns Dumnezeu la rugăciunea concretă a lui Moise? Domnul a renunțat la pedeapsa pe care intenționase să o aducă peste poporul său. Exod 32:14 spune cuvântul: și Domnul și-a schimbat gândul cu privire la răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Dumnezeu, care e bun prin definiție, nu face niciodată rău în sensul strict al cuvântului. Cuvântul rău din Exod 32:14 are în acest context sensul de pedeapsă. Deci Dumnezeu și-a schimbat gândul cu privire la răul sau pedeapsa pe care vroia să o exercite poporului său. Al doilea răspuns la rugăciune: numai datorită mijlocirii lui Moise, Dumnezeu nu l-a omorât pe Aron. În Deuteronom 9:20, cuvântul spune: Domnul de asemenea era foarte mâniat și pe Aron, așa încât voia să-l piardă.
și eu m-am rugat atunci pentru el. Așa, frate, da. Numai datorită mijlocirii lui Moise, Dumnezeu nu l-a omorât pe Aron, pentru că a dus poporul în rătăcire, e drept, le-a cerut să-și dea jos cerceii și de la femei și de la bărbați și de la toți cei care îi purtau și le-a plăsmuit un vițel de aur, o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și al treilea răspuns la rugăciune. Loialitatea eroică de care au dat dovadă seminția lui Levi ar putea fi motivul pentru care i s-a făcut cinstea de a fi aleși ca seminție preoțească. Singură seminția lui Levi. Când Moise le-a spus, cei care sunteți pentru Domnul, veniți lângă mine. Singură seminția lui Moise a venit și au aplicat cu strictețe dreptatea divină. Moise în Exod 32 cu 29 le spune, Moise a zis, predați-vă azi în slujba Domnului. Și exegeții biblici susțin că loialitatea eroică de care au dat dovadă seminția lui Levi ar putea fi motivul pentru care li s-a făcut cinstea de a fi aleși ca seminție preoțească. Ce-am mai văzut, dragii mei, prin faptul încărcării legii la Sinai, în Exod 32, cu versetul 28, cuvântul ne spune că a venit îngerul morții și moartea a căzut năprasnic pentru aproape 3.000 de oameni. Reversul de la Sinai a fost în ziua binecuvântată a Rusaliilor, a pogorârii Duhului Sfânt, când Evanghelia Harului a adus viață și mântuire pentru 3.000 de oameni. Aminteam data trecută că a ne ruga concret înseamnă deseori a ne lăsa poverile noastre în a susține poverile în rugăciune ale celor de lângă noi. Nu multe cuvinte, ci concret. De aici e cuvântul concrete sau beton. Cum ar fi timpul de rugăciune dacă ne-am rugat concret? A treia lege a rugăciunii, în numele Domnului Iisus, cu credință și concret. Sunt deficitar la împlini această a treia lege a rugăciunii. Nu știu cum sunteți dumneavoastră. Dar ce te poate ajuta e să nu realizezi în primul rând faptul că atunci când te rogi concret, te aud cei din adunare, ci să realizezi faptul că în primul rând te aude bunul Dumnezeu. Și atunci nu voi fi eclipsat să mă rog cenzurat, ci prin puterea călăuzitoare a Duhului Sfânt, nevoia care o am, nevoia lăuntrică, va izbucni într-un torent de rugăciune înaintea celui atotputernic. Puține cuvinte, o frază, două, cel mult trei, spun amin, dar mi-am descărcat povara și sufletul înaintea Domnului. Îndrăzniți că lucrează. Îndrăzniți că lucrează. În numele Domnului Iisus, cu credință și concret. Vom merge mai departe în această seară și vom urmări a patra lege a rugăciunii și vom ajunge la a șaptea lege a rugăciunii, epuizând acest subiect și dacă Dumnezeu va îngădui joia viitoare, vom vedea ce înseamnă rugăciunea de mijlocire. Vreau să vă mărturisesc că până acum și eu am înțeles că rugăciunea de mijlocire înseamnă să
porți înaintea Domnului povara unei alte persoane, să mijlocești într-o situație de criză. Dar vom vedea că la evrei a mijloci înseamnă strict a te ruga. Pentru că știți ce constatăm, frați și surori? Duhul Sfânt vrea să lucreze cu putere în mijlocul nostru. Și credem că lucrează. Oriunde se adună copiii ai celui atotputernic, născuți din nou și care acceptă călăuzirea Duhului Sfânt în tot adevărul. Dar de multe ori tratăm timpul de rugăciune ca o cenușăreasă a bisericii. Ne adunăm la închinare, ne rugăm, nu ne rugăm. Mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să coboare un duc de rugăciune peste fiecare dintre noi. Să înțelegem ce înseamnă clocotul acela în rugă. A proroci înseamnă a proclama cuvântul sfânt. Și în limba ebraică, același cuvânt care arată clocotirea unuia care vestește cuvântul, denotă și rugăciunea. A patra lege a rugăciunii e să ne rugăm stăruitor. Întoarceți, vă rog, la Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 22, cu versetul 44. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 22, cu versetul 44. Și aici cuvântul Scripturii mărturisește, Luca 2, cu 44. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici și i-a găsit adormiți de întristare. A patra lege a rugăciunii e să ne rugăm stăruitor. Pentru că, dragii mei, rugăciunea este muncă și chiar cea mai grea muncă. Rugăciunea e o luptă crâncenă. Priviți atitudinea Domnului Iisus pe care a avut-o în grădina Ghețimanii. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Noi nu credem că suferințele lui Hristos din grădină au făcut parte din lucrarea sa ispășitoare. Lucrarea de ispășire nu a început să se consume în grădina Ghețimanii. Lucrarea de ispășire a fost realizată în timpul celor 3 ore de întuneric de pe cruce. Dar Ghețimanii și rugăciunile stăruitoare ale Domnului Iisus din Ghețimanii a fost o anticipare a calvarului, a ceea ce urma să vină. Acolo în Ghețimanii însuși gândul contactului cu păcatele noastre și păcatele întregii lumi i-a provocat Domnului Iisus suferințele cele mai acute. Ne spune cuvântul, sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Umanitatea sa ca fiu al omului este văzută în grădina Ghețimani prin rugăciuni stăruitoare. O altă rugăciune stăruitoare o avem în Apocalipsa 22 cu 20, textul care a fost citit, text de bază în această seară. Întoarceți, vă rog, împreună cu mine la ultima carte din Apocalipsa, din Biblie, Apocalipsa, capitolul 22 cu versetul 20. Și aici cuvântul Scripturii mărturisește, cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse. Ce rugăciune stăruitoare trebuie să aibă biserica și biserica primară și noi în zilele pe care le trăim. Întârzierile lui Dumnezeu nu sunt refuzuri.
Fiecare zi aduce mai aproape la răspunsul la rugăciunile pe care le înălțăm. Astăzi suntem mai aproape de revenirea Lui ca ieri. Și dacă vom continua să ne rugăm, da, eu vin curând, spune cuvântul, iar noi să spunem, vino Doamne Iisuse, venirea a doua oară a Domnului Iisus Hristos va fi mai aproape decât a fost ieri. Cu alte cuvinte, pe zi ce trece și mijlocim stăruitor în rugă, fiți gata de revenirea Domnului. Pentru că, dragii mei, dacă am face liniște în sufletele noastre, i-am auzit bătaia la ușă. Tot ce se întâmplă în jurul nostru indică faptul că El e gata să vină. Într-o altă traducere, cuvintele acestea, da, eu vin curând, sună în felul următor, eu sunt pe drum spre voi. New Life Romanian Church, First Romanian Baptist Church, Biserica din Colton, eu vin curând, eu sunt pe drum spre voi. La care biserica trebuie să răspundă, vino Doamne Iisuse, vino Doamne Iisuse. Cum ar fi o rugăciune stăruitoare, una, două, trei, la nivelul fiecărui serviciu de închinare? Să ridicăm mâinile spre cer, duhurile să se înalțe și să-L așteptăm pe Domnul să vină să ne ia la El acasă. Revenirea sa este iminentă, dragii mei, deci se cere de la fiecare dintre noi o ascultare imediată. Revenirea Domnului cere de la noi o ascultare imediată, o ascultare totală, cu o proclamare urgentă și cu o slujire adecvată. Și Domnul să ne ajute la aceasta, amin. Vino, Doamne Iisuse, rugăciune stăruitoare. Biserica s-a rugat de pildă de aproape 2000 de ani această rugăciune. Totuși nu descurajăm, căci fiecare clipă poate să aducă în scenă strălucirea slavei sale când va veni El a doua oară și atunci vom fi o veșnicie întreagă cu El. Da, eu vin curând, eu sunt pe drum spre voi și biserica spune, vino Doamne Iisuse, revenirea sa, revenirea Mântuitorului este speranță pentru lume, pentru lumea întreagă. A cincea lege a rugăciunii în viața de rugăciune e următoarea, rugăciune și nu predică. Vedeți, Dumnezeu ni le-a lăsat ca arme spirituale amândouă, și rugăciunea și proclamarea Cuvântului Sfânt. Și ce-a împreunat Dumnezeu, omul nu trebuie să despartă. Dar, dragii mei, fiecare își are locul și menirea ei. E bine să nu învățăm pe Domnul în timp ce ne rugăm. E bine să știm texte din Scriptură, dar nu trebuie să le pomenim la fiecare rugăciune. Doamne, așa cum spui Tu în Sfânta Evanghelie și nu că ar fi rău, dar când ești tentat sau sunt tentat, în loc de a mă ruga să mă lansez într-o mică predicuță, aminteam și data trecută, care aveți darul și chemarea și credeți că e din partea Domnului un mesaj pentru adunarea New Life, haideți aici în față, comunicați cu frații din echipa de slujire și când e libertatea Duhului și e cuvânt curat din partea lui Dumnezeu, niciodată nu ne vom da înapoi. De fiecare dată când ne lansăm într-o mică predicuță la timpul de rugăciune, se stinge Duhul de rugăciune adunare. Sunt greșit? Fiecare și-au locul ei, dar când suntem la închinare cu întreaga biserică, trebuie să înțelegem că e timpul de rugăciune al bisericii și nici de cum predică. În Matei capitolul 6 cu versetul 9, cuvântul spune, voi deci așa să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău.
Ucenicii au cerut Mântuitorului să-i învețe cum să se roage și pentru că n-au știut, Hristos Domnul i-a învățat. O, Doamne, ne ajută și pe noi să înțelegem ce înseamnă rugăciune și nu predică. Fiecare își are locul ei, menirea ei. Împreună fac minuni. Când e timpul de rugăciune, sunt atent la ceea ce Domnul pune pe inima fratelui care e la timpul de rugăciune să dea îndemnul prin Duhul Sfânt și să am mulțumirea sufletească, nu să mă rog cantitativ, ci calitativ și concret înaintea Domnului. Și o cauză pe care fratele ne-a împărtășit-o de a o duce înaintea Domnului, să mă bucur că sunt ultimul care mă rog, dar n-am isuit-o. N-am trecut-o cu vederea. Astăzi m-a sunat cineva și, cu gând bun, a făcut următoarea observație. Duminica trecută am fost îndemnat să ne rugăm pentru o familie care va zbura din România spre America. Și, în afară de mine și încă o persoană, ceilalți frați și surori nu ne-au pomenit în rugăciune. Vedeți? Când simțim și când Duhul Sfânt ne inspiră, vom fi atenți, dragii mei, la îndemnurile care se dau și aceasta ne va păzi de o rugăciune în virtutea inerției. Săptămâna aceasta am fost îndemnat să ne rugăm pentru frații și surorile în vârstă și cred că ați spus înaintea Domnului, pentru că nu uitați, rugăciunea e ceea ce, pentru suflet, e ceea ce e respirația pentru trup. Și haideți să punem în practică, să înțelegem a cincea lege a rugăciunii, rugăciune și nu predică. A șasea lege a rugăciunii, rugăciune unită fără a dicta. Vedeți, în Matei 18:19, cuvântul spune: vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ cu privire la un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Rugăciunea unită are o binecuvântare specială de la Dumnezeu. Celui rău nu-i place unitatea. Dar când doi se învoiesc ca să ceară un lucru, bazați fiind pe cuvântul Sfânt, noi credem că acel lucru, dacă e făcut în numele Domnului Iisus, cu credință, concret, stăruitor, le va fi dat. De asemenea, trebuie să ne rugăm rugăciune unită, dar fără a dicta ce metodă să folosească Dumnezeu. Dacă întoarceți la Ioan capitolul 4:46-54, acolo slujbașul a venit cu rugăciune unită, dar a dictat: Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Și din context înțelegem că Domnul Iisus a decis să-i vindece băiatul de la distanță. Și la acest ceas al optulea, în această seară, a șaptea lege a rugăciunii ne arată că rugăciunile trebuie să fie bazate pe promisiunile și resursele lui infinite. Se spune că în Biblie sunt exact 7487 de promisiuni ale lui Dumnezeu pentru om, pentru fiecare om. Dacă întoarceți la Psalmul 37, numai Psalmul 37 conține 40 de promisiuni pe care le pot cere credincioșii. Haideți să îndrăsnim să ne rugăm ancorați în promisiunile Lui. Mulțumim Domnului pentru fratele Mihai că i-a pus Domnul pe inimă în această după-amiază să ne întâmpine prin acest cuvânt binecuvântat. Nu te teme! De aceasta am avut nevoie. De aceasta are nevoie și sora Daniela Arcan mâine la ora 1 când va fi operată. De aceasta avem nevoie fiecare în parte. De aceasta au nevoie cei în vârstă și cei tineri.
De aceasta are nevoie fratele Regu și Ioan, de aceasta au nevoie fratele moldovan și atâția și atâția care trec prin ciurul încercării, de a nu ne teme. De asemenea, când ne rugăm, ar trebui să ne dăm seama că Tatăl nostru e Dumnezeu atotputernic, a cărui resurse sunt infinite. Și fiecare rugăciune adevărată face apel la atotputernicia lui Dumnezeu. De aceea, să îndrăznim și în continuare să ne rugăm bazat pe promisiunile și resursele Lui infinite. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Noi s-ar putea și cu siguranță suntem supuși slăbiciunilor. Dar doresc ca să închei prin această doxologie pe care omului Dumnezeu Apostolul Pavel o arată în Efeseni capitolul 3 cu versetul 20. E folosită de păstor și eu câteodată o rostesc la încheierea, benedicția de încheierea serviciului divin. Dar dacă am stat puțin și am meditat, priviți cum Apostolul Pavel pune problema. Iar acelui care prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem, decât ne rugăm sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Ce înseamnă să te rogi bazat pe promisiunile și resursele Lui infinite? Și haideți să rostim cu toții aceste versete binecuvântate. Iar acelui care prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Am văzut în această seară și în joile trecute că rugăciunea înseamnă predare. Rugăciunea în esența și în fundamentul ei e predare de sine. Există trei pași în arta rugăciunii: ascultă, învață și împlinește. Și lergile rugăciunii au fost în numele Domnului Iisus, cu credință, rugăciuni concrete, rugăciuni stăruitoare, rugăciune și nu predică, rugăciune unită fără a dicta și rugăciune bazată pe promisiunile și resursele Lui infinite. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu, să ne întărim în omul din lăuntru și să credem că Dumnezeul nostru e da și amin, e din veșnicii în veșnicii Dumnezeu, iar prin Iisus Hristos noi suntem copii ai Lui și frați cu cei răscumpărați. Domnul vă binecuvinteze, El să ne asculte rugăciunile care le vom înălța și în continuare și toată slava să-i o dăm ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, acum și în veci. Amin. Haideți să ne ridicăm și să lăudăm pe Dumnezeu cu cântarea de sub numărul 75. Sfârșitul veacului trăim cu lupt de ură și război, dar fericiți la ce privim, nu e mult și vine Domnul iar la noi. Sfârșitul veacului trăim cu lupt de ură și război, dar fericiți. Se va sfârși a nostru.
care fratele Mircea a fost încheiat. Ce zi măreață, ce splendor, când trâmbița va răsuna. Ce zi măreață, ce splendor, când trâmbița va răsuna. Și Domnul va veni pe noi, fără murmuri prin deslave vom cânta. Care nu vor mai fi cu noi în ziua de duminică, am dorit să transmitem salutul bisericii din loc. Haideți să spunem cu toții 2 Corinteni 5, versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Amin. Domnul să ne ajute să fim făpturi noi în El. Doamne, vrem să-ți mulțumim în această seară pentru că ești Dumnezeul care vorbești cu noi. Ne-ai vorbit prin cuvântul Tău și îți mulțumim pentru că ne-ai dat și privilegiul și responsabilitatea rugăciunii, Doamne. Îți mulțumim pentru că în această seară ne-ai făcut atenți și ne-ai învățat cum trebuie să ne rugăm, Doamne. Te rog să binecuvântezi pe frații și surorile de aici, un duh de rugăciune stăruitoare, Doamne. Te rog să ne binecuvântezi cu un duh de rugăciune concretă, Doamne. Te rog să ne binecuvântezi pe fiecare, Doamne, cu un duh de rugăciune care să se bazeze pe promisiunile Tale, pe resursele Tale. Îți mulțumim că ești un Dumnezeu minunat care binecuvântezi cu plăcere pe fiii oamenilor. Ajută-ne să ne lăsăm în brațul Tău, Doamne. Ajută-ne să depindem întru totul de Tine, în orice problemă, Doamne. De la cel mai tânăr până la cel mai bătrân, Doamne. Probleme fizice, probleme spirituale. Îți mulțumesc pentru că ești gata să răspunzi. Te rog, Doamne, în continuare să mergi cu noi la casele noastre, să ne binecuvântești și în ziua de mâine, Doamne, și în fiecare zi, Doamne, să ne ajuți să fim făpturi noi, să dăm dovadă că suntem ai Tăi și Te cunoaștem pe Tine. În numele Domnului Iisus m-am rugat și îți mulțumesc. Amin. Amin. Până duminică la 10 suntem liberi, cu ajutorul Domnului. Amin.